deși se întâmplă tot mai rar, cu toți ajungem într-un anumit moment în care ne întâlnim, bineînțeles, cu o roată desumflată. Sunt Flavius Câmpeanu și astăzi vă voi vorbi despre pană. Bineînțeles că la asta vom mai adăuga și ce echipamente ne oferă mașina ca să rezolvăm această pană sau dacă trebuie să mergem la un serviciu autorizat. Hai să vedem despre ce e vorba. De obicei, din nefericire, pana se produce când vremea este urâtă, când ninge, când plouă, când e gheață pe jos, când e zăpadă. Majoritar se produce și din cauza faptului că în acea perioadă vizibilitatea este redusă. Adică nu putem să vedem capcanele pe care drumul ni le întinde și facem pană din cauza lor. Și anume, șanțuri, gropi, bucăți metalice, șine de tramvai, toată paleta capcanelor cu care ne putem întâlni. Tot aici aș vrea să recomand să nu punem roata pe marginea drumului, din două motive. La noi încă mai sunt căruțe. De la cai mai cad cuie, de la camioane care construiesc cad cuie, șuruburi. Drumul nu este întotdeauna perfect pe margine. De aceea avem șanse foarte, foarte mari să facem pană când am pus roata pe marginea drumului. O altă cauză care produce pană la roțile mașinii este calitatea anvelopei. Dacă anvelopa este veche, devine casantă, capătă fisuri. Explozia se poate produce oricând. Și aici vom întâlni o pană puternică, nu o pană lentă. Dacă folosim cauciucuri de iarnă, vara, ele se vor înmuia. Orice obiect ascuțit va pătrunde în el imediat, va produce fisuri și iarăși vom avea o pană puternică. La început eu am folosit cuvântul desumflat, n-am spus pană. De ce am spus desumflată? Pentru că de cele mai multe ori, noi nu avem o pană și avem doar o roată desumflată. De diferențele de temperatură, de la un ventil slab. Ce facem primul lucru când găsim roata desumflată? Primul lucru este să o umflăm din nou. De aceea este recomandabil să avem cu noi un compresor întotdeauna și când găsim roata desumflată, mai întâi și mai întâi să o umflăm și să vedem dacă ea se va desumfla din nou. Un alt factor care poate produce desumflarea roților este temperatura. La noi, în România, temperatura este variabilă și ne putem întâlni cu diferențe de temperatură foarte mari, chiar și 20 de grade, dacă plecăm de la București și ne oprim la Predeal. A doua zi dimineață la Predeal putem să găsim roțile mai moi, iar senzorii de roată, de presiune în roată, ne pot avertiza că avem roțile desumflate. Și iarna, dacă avem o diferență de temperatură de la 0 grade, la minus 6, minus 7, minus 10 grade, aerul din roată se va comprima deoarece se răcește și roata va fi mai desumflată, deci senzorul de presiune în roți ne va anunța că avem o problemă. Dar dacă nu avem senzor de presiune în roți? Cum am mai spus și în alte materiale, e bine să ne uităm în jurul mașinii în momentul în care ne apropiem de ea și atunci vom vedea această roată desumflată. Dacă nu am văzut-o și ea nu e suficient de desumflată, avem câteva trucuri în mers cu care să descoperim, să ne dăm seama că una dintre roți este desumflată, dar pe acestea le vom vorbi din mașină și vă voi spune exact care sunt senzațiile la volan când roata este desumflată pe față și pe spate. Prima și cea mai ușoară dintre senzații este atunci când iei viraje, s-auzi un scârțâit. E adevărat că acest scârțâit poate proveni și de la roțile nearanjate cum trebuie, care au unghiurile incorrecte, dar asta este mai rar. Majoritar se întâmplă în cazul în care pe viraj auzi un scârțâit, înseamnă că una dintre roți este desumflată. Din păcate nu poți să-ți dai seama care dintre ele e, trebuie să te oprești și să vezi care e roata cu problemă. Un al doilea truc pe care trebuie să-l știi este când ești pe linie dreaptă, nu este prea ușor de făcut, dar este cea mai ușoară metodă de a identifica roata desumflată. Când ești pe linie dreaptă, fără să iei mâinile complet de pe volan, îl lași un pic liber și mașina se va duce în stânga sau în dreapta în funcție de roata desumflată. Și așa ți-ai dat seama că roata este desumflată. Alta este, bineînțeles, mișcarea nevoioasă a volanului, chiar dacă ai servodirecție și ce alte echipamente moderne mai sunt pe mașină acum. În cazul în care o roată este desumflată, o să vezi că miști foarte greu, mai ales în oraș, volanul.
Și la drum brev, la viteză, pe lângă ce spuneam că mașina se va duce stânga-dreapta în funcție de roata desumflată, o să fie și un fel de șchiopătat în volan pe care o să simți. Toate acestea pe care le-am zis sunt pentru roata față. Pe roata spate este mai greu să ne dăm seama că avem pană și în majoritatea cazurilor îți dai seama mai târziu. Mult prea târziu. Dar ca să nu ajungi la acel moment foarte târziu, trebuie să fii atent la două chestii. Una, scârțâitul de care spuneam mai devreme, care e valabil și pe spate. Și a doua, mașina începe să vibreze și să scoată un zgomot undeva spre spate, ca și cum cineva ar bate cu un bețigaș în aripa ta din spate. Lucru care se va amplifica în momentul în care anvelopa va începe să se desumfle și să joace pe jantă și să lovească arcul sau să lovească contra aripa. Acest zgomot de bețigaș se va transforma într-o lovitură puternică, tot mai mare. Dacă e singur în mașină, o să vezi chiar că scaunul din dreapta începe să vibreze foarte puternic. Asta înseamnă că pe spate deja cauciucul a fost complet afectat și pana este majoră. Și totuși am identificat o roată desumflată. Este foarte important cum poziționăm mașina și cum verificăm dacă este roata într-adevăr desumflată și unde este ea. Cât mai aproape de marginea drumului, firește. În momentul în care verificăm roțile, trebuie să vedem că traficul nu ne va afecta, adică, bineînțeles, nu dă o mașină peste noi. Am identificat care este roata desumflată, plecăm din acel loc și căutăm o parcare. Dacă nu reușim să găsim o parcare, ne oprim în așa fel încât să putem umbla la roata respectivă fără să avem probleme cu traficul. După ce am reușit să facem această oprire, umflăm roata. Mai facem, cum spuneam, parcursul și după aceea, dacă ea se desumflă din nou, ne oprim și facem pana. Pentru pană, aici, cum am zis la început, trebuie să vedem ce echipamente ne-a dat mașina și ce fel de roată de rezervă sau echipament avem. Dacă ați observat, nu folosesc cuvântul cauciuc, anvelopă sau jantă, ci folosesc roată. De ce folosesc roată? Acesta este termenul tehnic și oficial care se folosește pentru ansamblul format dintre anvelopă și jantă. Acum să vedem. Roțile de rezervă pot fi de mai multe feluri. Poate să fie o roată normală, la fel cu cele pe care le avem pe mașină. Poate să fie o roată mai micuță, o gogoșică din aceea, cum spune toată lumea, și care are un regim limitat de funcționare inscripționat pe ea, sau putem să nu avem roată de rezervă deloc și să avem un kit de pană. Sau cazul și cel mai fericit dintre ele, să avem run on flat și să putem merge pe ele. O să încep în ordine inversă pentru mersul pe run on flat. În momentul în care senzorul de presiune în roți, care este obligatoriu la run on flat, cine nu are senzor de presiune în roți să nu pună run on flat, că le pune degeaba, putem merge pe roata respectivă în funcție de mașina pe care o avem, de roata pe care o avem și de instrucțiunile care sunt în cartea tehnică, un anume număr de kilometri. Din nefericire, cu cât mergem mai mulți kilometri pe roata desumflată, cu atât necesitatea de a schimba anvelopa la următoarea oprire la vulcanizare este mai mare. Deci chiar dacă avem run-on flat, să nu mergem prea mult pe ea. Roata de rezervă micuță, cu viteză limitată, de cele mai multe ori 80 de km la oră, dar sunt și mai mici, cu 65, cu 70 și cu, spuneam, cu 80. Aceasta e bine să o verificăm, să fie umflată, să nu fie crăpată și să fie dreaptă. Dacă am folosit-o odată, să o curățăm și să o punem la locul ei curată, pentru că noi o vom folosi la pană. Pe aceasta o vom mota exact în locul roții afectate. Varianta cealaltă și cel mai des uzitată, mai nou, este kitul de pană și compresorul. În acest caz, revenim la ceea ce am spus mai devreme și mai întâi umflăm roata cu aer simplu și vedem dacă putem merge mai departe, urmând să ne oprim la o vulcanizare, să vedem cauza desumflării roții, ventilul, janta, roata, orice ar fi fost anvelopa. Dacă ea s-a desumflat din nou, atunci va trebui să folosim acel kit de pană cu tubul de lichid. Din păcate, folosirea acestui tub va duce în majoritatea cazurilor la afectarea anvelopei și necesitatea înlocuirii ei. Hai să vedem ce avem de făcut când schimbăm roata și care sunt pașii pe care trebuie să-i facem
ca să fim în siguranță, ca să ne asigurăm că am schimbat bine roata și să putem pleca liniștiți în continuare la drum. Iată că am descoperit roata desumflată. Am umflat-o, am mers și ea tot desumflată iese. Deci avem pană. Dacă am mers pe roata desumflată mai mult timp și nu știm dacă cauciucul va mai fi sau nu va mai fi bun, vom vedea niște semne pe el. Sunt niște semne foarte clare care arată că această anvelopă mai este sau nu mai este reutilizabilă. Primul semn pe care îl vedem în cazul în care nu s-a dejantat complet sau nu s-a rupt în fâșii, se mai întâmplă și asta, mai rupe și aripa, pe marginea scrisă, deci unde scrie numele anvelopei și unde sunt niște striații, apare o uzură. Uzura aceasta este mai profundă sau mai puțin profundă? Dacă este profundă și chiar se vede ramforsarea cauciucului, înseamnă că în interior s-au produs stricăciuni majore, bucăți de cauciuc chiar s-au desprins și sunt prin interiorul ei și ramforsarea care ține cumva anvelopa dreaptă este aproape distrusă, deci nu mai putem utiliza această anvelopă. Mai apar urme și pe jantă pentru că vom merge pe ea și de-aia este bine după ce reparăm roata să ne gândim și la o îndreptare a jenții pentru că sigur și ea este afectată de această pană. Am făcut pană, hai să o schimbăm. La Nissan Leaf, roata de rezervă este de desubt, este un șurubel cu care desfacem cadrul în care stă roata de rezervă, el va cădea și vom scoate roata de acolo. Cricul și coarba sau cheia cu care desfacem roțile sunt ascunse, nu se văd bine, sunt undeva în partea stângă după un panou de plastic. Hai să le scoatem și pe astea și să le folosim. Asta e roata de rezervă, aceleași însculele pe care le vă ducem în față să schimbăm. Mănușile sunt importante din două puncte de vedere. Unul, că nu te mai murdărești. Și doi, eu am luat niște mănuși de agricultură, în mod intenționat, pentru că au această parte care se spală și ușor și care este aderentă și rezistentă la ploaie. Bineînțeles că orice roată de rezervă se schimbă cu muncă și cu transpirație. Aici sunt toate echipamentele de care avem nevoie. Gogoșica, cum v-am spus, ea are maxim 80 trecut pe ea, deci cam asta ar fi viteza maximă cu care putem merge. Un 60 acolo ar fi cel mai bun. Aici, cele două triunghiuri. Sunt foarte puține cazurile unde trebuie să pui și triunghiul în față. Unul se pune în față, altul se pune în spate. Undeva la un 10 metri distanță de mașină, ca să aibă timp să îl vadă și să reacționeze și dacă nu l-a văzut și se urcă peste el, măcar până la mașină să mai aibă ceva timp și să nu ne ia cu totul. Cricul este romb, sunt mai multe variante de cricuri. Varianta clasică de romb, de ce romb? Pentru că desfăcându-l, el se face un romb. Coarba cu care desfacem roțile și cu care am desfăcut și șurubul roții de rezervă. Și mănușile. Acum este foarte important să știm unde punem cricul. O să vorbesc mai de cricul pe care îl avem, cricul de tip romb. El are aici o mică fantă. Sunt unele mașini care au un loc special pentru a pune acest cric. La noi o să avem altă variantă. Întotdeauna unde punem cricul este o întăritură. De ce? Aici acolo pragul este mai puternic pentru că există posibilitatea ca dacă mașina este într-o zonă în care pune presiune foarte mare pe cric și nu l-am pus unde trebuie, cricul să pătrundă prin prag și poate chiar mașina să cadă de pe cric. Deci este foarte important acest lucru. În ceea ce privește desfăcutul roții, aceasta este cheia pe care o avem. Eu v-aș recomanda să luați una din aceia în cruce. De ce? Pentru că este și mai ușor de utilizat și în cazul în care șurubul este strâns, piulița roții este strânsă necorespunzător, nu putem să deschidem cu asta. Poți să sar pe ea, poți să-i faci orice, nu o să poți să desfaci șurubul. Mașina, când am parcat-o ca să schimbăm roata de rezervă, ea trebuie să fie cu frâna de mână acționată. Dacă este electronică și se acționează imediat, nu mai e nicio problemă. Pusă în viteză dacă e pe cutie manuală.
și pe o suprafață cât se poate de plană, în mod special acolo unde punem cricul. Dacă nu este plană, nu punem cricul pentru că 100% va cădea. Roata are și ea o cătare, să zicem, prin care se desface și se strânge. Nu se desface niciodată circular sau radial, nici în sensul acelor ceasornic, nici invers. Ea se desface în cruce, adică întotdeauna vom desface și vom strânge șuruburile opuse. Dacă începem de sus, următorul este acesta sau acesta, aceea invers, până când le desfacem pe toate. Tot așa și când strângem, începem cu unul și după aceea, în principal, cel de sus. Și după aceea mergem în cruce și strângem celelalte șuruburi. Încă un lucru important, șuruburile se desfac când roata este jos. După aceea, când am pus roata nouă, le prindem provizoriu și le strângem puternic tot când roata este jos, nu când roata este sus pe cric. După ce ne-am muncit în soare și am transpirat orice pană, cum spunea, se face cu transpirație, cu muncă, am pornit pe roata de rezervă. Roata de rezervă, ați văzut că are acea etichetă, 50 de mile, 80 de km la oră maxim, cel mai bine e mai mult de 60-65 să nu mergem cu ea, pentru că nici nu se fixează foarte bine pe butucul roții, nici nu este foarte sigură, fiind așa subțire și tare și e ca o roată de motocicletă. Așa și bineînțeles că ea nu ne lasă niciodată să uităm că suntem pe roata de rezervă și este un zgomot specific acestei rotițe mici, ca un uruit, ca și cum s-ar freca un fier pe fier. Asta ne aduce aminte tot timpul că suntem pe această gogoșică și că trebuie să o schimbăm. Cel mai bine este să mergem cât mai puțin pe ea și repede la vulcanizare să trecem pe roata normală. Ăsta e compresorul. În cazul în care am văzut că este pană, s-a desuflat în continuare roata și trebuie să îi facem pana. Nu avem roată de rezervă, avem kit de pană. Pentru kitul de pană vom primi un bidon cu lichid, care se va pune aici. Desfacem șurubelul ăsta ușor. Aici prindem bidonul și în momentul în care pornim compresorul, el își va lua cantitatea de lichid necesară ca să acopere roata. E adevărat că după aceea trebuie să mai mergem și puțin cu mașina ca să uniformizeze lichidul, dar până acolo asta este ce trebuie să facem. Acum îi dau drumul, umflăm roata ca și cum am fi fost prima oară când o găsim desumflată. Presiunea la care o umflăm și o vedem pe acest manometru este pe stâlpul șoferului sau la clapeta de la rezervor. Depinde de fiecare constructor unde a pus aceste presiuni. Îi dăm drumul. Cam acesta este tot ceea ce m-am gândit eu că ar fi bine să vă spun despre o roată desumflată, despre pană, despre ceea ce facem când avem pană. Dacă ați observat, am strâns totul din jur, n-a rămas nimic pe aici, pentru că e foarte important să le strângem, dată mai avem nevoie de ele, cu siguranță. Și bineînțeles, toate obiectele multe pe care le-am strâns de-a lungul timpului în portbagaj trebuie să fie din nou acolo. Dacă v-a plăcut ce v-am zis, dacă mai aveți și alte idei, dați un like, dați un share, scrieți mesajele voastre la care ați văzut că răspund. Cu cât sunt mai multe, cu atât e mai frumos și vă aștept și la materialul următor.